Salutare, în acest videoclip îți voi arăta cum să setezi Microsoft Word ca să-ți corecteze textele în limba română. Hai să ne uităm la mine pe ecran. Aici avem un, un model de document pentru un cămin de bătrâni, are câteva greșeli în el, iar în momentul de față acest document este corectat în, pentru limba engleză. Deci dacă scriu aici I have a house, este corectat corect și nu mi-arată că este... Vreau greșeală în această propoziție. Haideți să salvăm documentul și să-l închidem, și să-ți arăt ce trebuie să facem ca să-l ca să facem să vină în limba română. Primul lucru pe care facem este să mergem pe google.com și prima dată intrăm pe google.com și scriem așa: Office Language Pack Română. O să mergem pe al doilea link care se numește Pachet de accesorii lingvistice pentru Microsoft 365. Dăm click pe el pentru că aici putem să folosim mai multe versiuni de Microsoft și ne uităm aici pe pagină. Avem aici versiunea 2021, 365, 2019, 2016 și 2013. Eu acum o să mă uit puțin înainte, înainte să downloadez pe documentul meu ca să identific ce versiune de, de Office am dacă mă duc la File, Account și aici la Account găsesc Microsoft Office uh, 2016. Ca să instalăm acest language pack trebuie să închid la loc acest document. Ok, revenind aici pe pagină, eu trebuie să-mi aleg dintre acestea prima dată pachetul meu de Office, care este în cazul meu Office 2016. Dau aici pe de ce limba aveți nevoie și mă duc jos la limba română și dau pe descărcați pe 64 de biți. Majoritatea veți avea un uh, Microsoft Office pe 64 de biți, așa că îl vom downloada pe acesta. Și vedem un, se downloadează un exe care se numește office-setup.exe. În cazul meu, Office Setup 3, cam am mai downloadat câteva fișiere din astea pentru video. Și vom, îl vom deschide, pur și simplu. Dăm click pe el, se deschide. Aici o să ne întrebe Windows-ul dacă, dacă dorim să lansăm aplicația, dăm Yes și aici zice Microsoft pregătim lucrurile în limba română și asta la un moment dat o să dispară. Ea se duce aici jos în fereastră, în dreapta și putem da click și vedem că Office se instalează în fundal. Asta o să dureze ceva, deci a zice eu prin cablu am așteptat cam 15 minute sau hai să zicem 10 minute pentru chestia asta ca să se downladeze complet, așa că va diferi de la caz la caz. După cum vedeți, rămâne la 0% pentru mult timp și ai tenta să crezi că s-a oprit, de fapt nu s-a oprit, încă rulează. Wow, a apărut ceva. Rămâneți online timp, în timp ce se descarcă Office. A de deodată la 53%, la voi va dura puțin mai mult pentru că va downloada niște chestii. Acum să închid aplicațiile, ok, probabil închide Word-ul. O să vă dea o eroare dacă nu ați închis Microsoft Word. Dacă la mine a durat atâta, gândește-te cât o să dureze la tine care nu a instalat asta. Ok, zice aici, instalarea s-a terminat, produsul dumneavoastră, ok, bun. Așteptăm să se închide fereastra asta, Să va închide în mod automat, ok, și aici este semnalul nostru să dăm click pe închidere. Și acum putem să mergem la documentul nostru aici, de exemplu, cu căminul de bătrân și să facem setările ca să-l vadă în limba română. Și acum se deschide documentul, ne apare aici jos English United States. Putem face în felul următor, selectăm tot textul și dăm aici pe English United States și selectăm uh, uh, Romanian și dăm OK. În momentul ăsta textul este văzut ca în limba română și I have a house, am o casă, în limba engleză, este acum văzut ca și greșit, pentru că încearcă să-l vadă havez, have, încearcă să-l să, -l, să -l traducă în limba română. Vedem aici marți, cuvântul marți e m și ar trebui să fie cu ț, cu diacritică, deci îl vede ca și, ca și greșeală și acum funcționează. Acum putem vedea și greșeli de ale mele de limba română, de exemplu pe aici, camin, ar trebui să fie camin, dacă dăm click dreapta putem să punem camin, sau aici dorești să afli, vedem aici că nu a găsit diacritica la să, că putea să fie și sa și de aici nu a găsit greșeală, aici afli, nu trebuie scris cu doi de aici, doar cu un singur i, o poți face așa și încă o greșeală, nu a avea surprize, da, surprize, o subliniază. Surprize, surprise. surprise. Mi-a pus probabil că am scris, atunci când am scris textul uh, cu un corector în limba engleză și mi-a făcut autocorect în limba engleză. Și acum vedem că este uh, totul în regulă și cam asta e tot. Sper să ți fi fost de ajutor acest mic tutorial. Dă-mi un like la acest video dacă te-a ajutat, lasă un comentariu dacă ai întrebări și dă subscribe la canal pentru mai multe videoclipuri utile. Te salut.